Până acum am vorbit mai mult despre puncte materiale, dar corpurile din jurul nostru au o extindere în spațiu, au dimensiuni și volum. Modelul fizic al unui corp care nu se deformează se numește solid rigid. Practic nu există corpuri nedeformabile, dar dacă forțele care acționează asupra unui corp sunt mult mai mici decât cele necesare pentru a-l deforma semnificativ, putem folosi modelul solidului rigid. Un solid rigid poate efectua două tipuri de mișcări, de translație și de rotație. El descrie o mișcare de translație dacă oricare segment de dreaptă legat de corp își păstrează orientarea în timpul deplasării, adică de pildă segmentul AB rămâne paralel cu el însuși. În mișcarea de translație, toate punctele corpului au aceeași traiectorie, precum și aceeași viteză și aceeași accelerație la un moment dat. Mișcarea de rotație a unui solid rigid este mișcarea în care toate punctele lui descriu cercuri, iar centrele acestor cercuri se găsesc pe o dreaptă perpendiculară pe planurile cercurilor, numită axă de rotație. În mișcarea de rotație, punctele corpului au în general viteze lineare diferite, dar au toate aceeași viteză unghiulară. Datorită faptului că un solid rigid poate descrie două tipuri de mișcări, o forță poate avea două efecte asupra lui. Efect de translație sau efect de rotație. Să presupunem că o forță acționează asupra unui disc care se poate roti în jurul unei axe care trece prin centrul lui geometric. Forța F nu poate pune în mișcare de translație discul, deoarece acesta fiind fixat în centrul lui geometric, apare o reacțiune la forța F care asigură echilibrul pentru mișcarea de translație. Dar ceva se va întâmpla totuși, și anume discul se va roti. Efectul de rotație al forței F față de punctul P se măsoară printr-o mărime fizică numită momentul forței față de acel punct. Ca să înțelegem sensul fizic al acestei mărimi, trebuie să observăm că forța F nu produce rotația discului indiferent de poziția și orientarea ei. De pildă, dacă forța ar fi orientată astfel, ea nu ar produce un efect de rotație. Se definește momentul forței F față de punctul P prin produsul vectorial dintre vectorul de poziție al forței față de punctul P, notat R, și vectorul forță. Conform definiției produsului vectorial, momentul forței este un vector care are direcția perpendiculară pe planul vectorilor F și R și sensul dat de regula burghiului, iar modulul este dat de această formulă. Dacă ne uităm cu atenție la desen, observăm că produsul F ori R ori sinus de alfa este egal cu produsul F ori B, unde B se numește brațul forței și este distanța de la punctul P în jurul căruia se poate roti corpul la suportul forței. Deci efectul de rotație al unei forțe depinde de intensitatea ei și de brațul ei.